Stimați oaspeți, ca de obicei, sărbătoarea noastră a fost deschisă de corul societății Mihai Eminescu, corul Dragoș Vodă, conducător artistic Dumitru Caulea. Vă rugăm aplauze! Iar acum îl invităm în scenă pe președintele Societății de Cultură Românească Mihai Eminescu din regiunea Cernăuți, domnul Vasile Bâcu. Bună ziua și bine ați venit, dragi prieteni, la cea de-a 20-a ediție a Festivalului Mărțișor. Fiind conștienți de faptul că astăzi în Ucraina, în toate bisericile, se oficiază slujbe într-o memoria celor care au căzut pe front și pentru ca în țară să se instaureze în sfârșit pacea. Astăzi, societatea civică protestează împotriva arestului nelegitim a Nadiei Savchenko și cred că e potrivit momentul că astăzi, când poporul român și încă multe popoare din Europa marchează prima zi a primăverii, ziua când binele și care simbolizează biruința binelui asupra răului. Deci, să fim și noi solidari cu ceea ce se întâmplă, să fim și noi să punem prin ceea ce facem o stabilă împotriva răului, prin talentele noastre, prin jertfa noastră de binefacere, ajutorul acordat celor care atât de mult îl necesită. Vreau să vă anunț că la Festivalul Florile d'Arbe din decembrie anul trecut, suma care s-a adunat, 1430 de grivne, dacă nu mă înșel, a fost înmânată unui tânăr din satul Vorbova, care atunci se afla într-un spital militar din orașul Lvov, într-o operație foarte complicată. Acum vreau să vă anunț că dumneavoastră este acasă și vă mulțumește din suflet pentru ajutorul acordat. Шановні друзі, щиро вас вітаю і дякую за те, що завітали до нас цей день, коли вся Україна молиться за мир, коли дуже багато громадян протестують проти арешту Надії Савченко, ми приносимо свою долю в цю справу, тому що Мерцішор – це свято тріумфу правди, чи тріумфу добра. Тому я щиро вдячний, що ви завітали до нас. І хочу представити наших гостей, просто презентувати наших приводів. Представляю голову Чернівецької обласної адміністрації Олександра Георгійовича Фіщука. Вашу область. Тому Олександр Фіщук, губернатор регіону Чернівець. Din partea Consiliului Regional Чернівець este prezent domnul Mihail German. Alături de dumnealui, domnul Oleg Chilaru, consilier regional, deputat în Consiliul Regional Cernăuți, consilier al guvernatorului. Ca întotdeauna prezentă și de aceea să-i mulțumim din suflet, doamnei consul general Eleonora Moldovan, care e în instituția și care mi-a ajutat și logistic și personal ca să material financiar ca să realizăm această sărbătoare. Vă mulțumim mult! Domnul Lucian Ionuț Andreiu, care a venit echipa consulatului din RAP și toți colegii de la consulat care vă mulțumim și bine ați venit. Din partea Consiliului Județean Suceava, domnul Ilie Niță, vicepreședinte al Consiliului. Vă mulțumim mult și pentru că au venit cu o traistă, să spunem așa, bucovneană de mărțișoare pentru noi. Domnul Alexandru Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului
ca Suceava, alături de domnul Gabriel Barlașa și domnul Gruie Cojocaru, veniți cu mărțișoare din partea prietenilor noștri din Botoșani, dar și din partea copiilor de la școala din Lișna, Sucareu, județul Botoșani. O delegație de bun prieten de la Rădăuț și domnul viceprimar Simion Sticleț, domnul colonel Nicolae Nicolovici, colonel rezervă, care reprezintă Asociația Ofițerilor de Rezervă și de Tragere și care de fiecare an de asemenea ne aduce mărțișoare. Delegația din Suceava prezintă prin domnul Romeo Istrati, colegul nostru și dumnezeianist, domnul Cornel Petreanu, om de afaceri și, ca să nu, și din partea Direcției Regionale de Învățământ, doamna Olga Ostafi prezentă și doamna Colomian din partea Institutului de Regionale Natale de Orizac și mulțumim frumos, liderii de societăți, colegii noștri, ziariști, vă mulțumim tuturor pentru că ați publicat anunțări noastre, deci n-am fost refuzat de nici o publicație de presă, de limba română, nici de un post de radio și televiziune. Vă mulțumim mult, să vă dea Dumnezeu, cititori, și acum în aceste timpuri de criză să rezistăm, pentru că ceea ce facem noi, ce faceți dumneavoastră, mai mult nimeni nu o va face. Vă mulțumim mult și acum vreau să invit reșele pentru câteva mesaje de salut, dar mai întâi vreau să vă îndemn să, iarăși, ca să ajutăm pe cineva care are nevoie de sprijinul nostru. Avem o cutie depusă în fața acolo de care are grijă tânărul Denis Apetri și una este aici în față. Eu dau un exemplu, poate nu cel mai bun, dar vă invit să cine are dorință să participe la această acțiune și numai decât vom anunța pe cine am ajutat la modul concret. Deci vom alege o persoană, vom face un consiliu în care unei persoane care are nevoie de ajutor. Vă mulțumesc!